Bună ziua, dragii elevi ai clasei a 7-a! Vă salut cu drag la un nou subiect la istoria românilor și universală. În cadrul lecției de astăzi, vom studia subiectul civilizația industrială în prima jumătate a secolului al XIX-lea și ne vom referi la aspecte ale civilizației industriale, cum ar fi urbanizarea, modernizare și civilizația industrială. În cadrul acestei lecții, vom forma 4 unități de competență, referindu-ne la aplicarea termenilor în compararea evenimentelor proceselor istorice din epoca modernă, descrierea evenimentelor faptelor și proceselor istorice, analiza surselor scrise sau vizuale referitoare la istoria modernă conform unui algoritm propus și descrierea cauzelor, evenimentelor și proceselor istorice. Pentru început, amintim că revoluția industrială reprezintă trecerea de la sistemul manual de producție, bazat pe munca fizică a omului, la sistemul de producție mecanizat, declanșat inițial în Anglia. Acest proces s-a extins rapid și în alte teritorii, cum ar fi cele din Europa și America, devenind în scurt timp un proces irreversibil. Desfășurată neuniform în diferite state în secolul al XVIII-lea, a pus bazele unei noi civilizații europene, civilizația industrială, care datorită factorului demografic, a realizărilor științei și tehnicii, învățământului și culturii, au maturizat capitalismul, transformând statele Europei de vest în state moderne. În secolul al XIX-lea au loc schimbări radicale de ordin demografic în cea mai mare parte a statelor din Europa. Creșterea demografică a fost favorizată de scăderea mortalității infantile, limitarea războaielor, noile descoperiri în medicină, îmbunătățirea alimentației și creșterea nivelului de viață. Observați în tabelul alăturat ritmul de creștere a populației. În Europa, și după cum observați, din anul 1600 până în anul 1900, populația Europei a crescut de circa 4 ori. Acest lucru s-a datorat în mare parte cauzelor expuse anterior. În același timp, o bună parte din populație locuia la sate. După cum puteți observa, în cel de-al doilea tabel, o situație mai bună se atestă doar în Anglia, unde procentul populației de la sat scade de la 48% în anul 1851 la 22% în anul 1911. La polul opus se află Franța și Imperiul Rus, cu o pondere de circa 56% și respectiv 81% către anul 1911. Treptat, în unele state se intensifică procesul de migrare și concentrarea populației și vieții economice în orașe. Acest proces este cunoscut ca urbanizare. Principalele cauze ale urbanizării au fost creșterea populației rurale, apariția numeroaselor fabrici, descoperirea noilor zăcăminte, introducerea pe scară largă a tehnologiilor și mecanismelor avansate. Dacă să ne referim la consecințe, putem menționa că în unele state, populația urbană o depășește numeric pe cea rurală. Este vorba de Anglia și Olanda. Suprapopularea orașelor, care a determinat procesul de migrare în alte state. Este vorba, în primul rând, de Statele Unite ale Americii. A doua jumătate a secolului al XIX-lea este cunoscut și ca o perioadă de modernizare a orașelor. Orașele devin mai curate și mai bine amenajate. Orașele care pot servi drept model pentru această perioadă sunt Londra, Roma, Amsterdam, Berlin, Viena și Paris, un oraș care îl puteți vedea și în imaginea de jos, care avea peste 1 milion de locuitori. Edificiile devin treptat tot mai înalte, dominând casele cu 4 sau 7 etaje. Acest fapt îl puteți identifica în prima imagine, unde este reprezentat orașul Manchester. De asemenea, după cum o puteți observa, în ambele imagini, lucrările de construcție sunt realizate în baza unui plan general. Se construiesc tot mai multe fabrici, uzine și găi. Crește considerabil numărul instituțiilor publice, cum ar fi bibliotecile, universitățile. În linii generale, orașele devin centre economice, administrative, juridice, religioase și culturale. Dezvoltarea orașelor a dus la modificări esențiale și în infrastructura orașelor. Majoritatea străzilor erau pavate și se reparau periodic. Șoselele și canalele, deși îmbunătățite, nu reușeau să asigure transportarea rapidă și eficientă a mărfurilor și pasagerilor. Începând cu anul 1830, revoluția transporturilor este desăvârșită prin construcția unor rețele de cale ferată. Progrese considerabile au loc și în transportul maritim, unde are loc trecerea de la veliere la vaporul cu abur. În ultimele decenii
ale secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, orașele românești trăiesc schimbări majore care se înscriu în amplul proces de modernizare a lumii europene. Treptat, pe măsura dezvoltării capitalismului, modernizarea s-a manifestat în administrația orașelor prin reglementări edilitare, urbanistice și arhitectonice, care înglobau aspecte specific citadine. Asistăm astfel la extinderea planificată prin modificarea stradală, prin noi artere de circulații, prin crearea de spații publice de agrement, așezarea clădirilor față de vecinătate. De asemenea, s-a avut în vedere organizarea condițiilor unei vieți urbane comode, străzi, bulevarde, iluminat, canalizare, mijloace de transport. În anul 1868, la București, se experimentează iluminatul public pe bază de gaz aerian, fiind superior celui cu lămpi de petrol, care atrage atenția străinilor și când vizitează în această perioadă România. Într-o societate modernă, un element important îl constituie desigur și mijloacele de transport. În România, primele trăsuri de piață destinate publicului apar încă în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Ele erau cunoscute sub numele de birje și erau conduse de muscali. Statistica arată că în anul 1870, în capitala României, erau 130 de birjari proprietari ai unor frumoase și elegante trăsuri. Un an mai târziu, în anul 1871, Slade deține o concesiune pentru tramvaiele cu cai. Ideea fusese discutată de primărie încă în anul 1868, iar în anul 1872 era finalizată prima linie care pleca de la bariera Mogoșoaiei și se termina la calea Moșilor. Pe măsură ce se dezvoltau, orașul București a luat un avânt considerabil. Tramvaiele cu cai nu mai făceau față traficului cotidian și se demodaseră. De aceea, primăria capitalei a hotărât ca în anul 1890 să concesioneze unui antreprenor o societate nouă de tramvai electrice. Prima linie electrică s-a realizat în anul 1894 pe traseul strada Colței, Obor. Paralel cu tramvaiele se înființează și linii de omnibuse sau tramvaie trase de cai. Acestea nu mergeau pe șine, ci pe caldărâm, oprindu-se de câte ori făceau semne pietonii. Un proces amplu de modernizare se constată și în înfăptuirea urbanistică și de arhitectură, și în ultimul rând a capitalei. Astfel, a început o acțiune de sistematizare a străzilor și de reglementare a regimului construcțiilor pentru a schimba aspectul haotic și dezolant al Bucureștiului. Se întocmesc planuri cadastrale pentru orașele mari. În anul 1895, cea mai specializată instituție pentru acest tip de activitate este Serviciul Geografic al Armatei. Muncitorii industriali reprezentau în secolul al XIX-lea componența principală a salariaților din țările cu o industrie dezvoltată. Începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea, datorită protestelor și contradicțiilor dintre muncitori și angajatori, a avut loc creșterea salariilor în așa state cum ar fi Statele Unite ale Americii, Anglia, Franța, Belgia și Olanda. Nivelul de viață al muncitorilor cunoaște îmbunătățire, bucurându-se spre sfârșitul secolului al XIX-lea de condiții decente de viață. În același timp, cresc și prețurile pentru locuințe. Ziua de muncă începe treptat să fie redusă de la 60 de ore pe săptămână, care era în anul 1850, la 56 de ore către anul 1870. Creșterea salariului era însoțită și de investiții în domeniul construcțiilor locative, ridicându-se cartiere și chiar orașe noi, cu blocuri de locuit moderne, a câte 6 sau 7 etaje, acestea fiind salubre și spațioase. Începând cu anii 90, este introdus sistemul protecției sociale în caz de boală și de traume la locul de muncă. Este introdusă și asistența medicală gratuită și acordarea pensiilor persoanelor cu vârstă de peste 70 de ani. Aceste condiții de muncă și de trai, însă, nu erau atribuite și muncitorilor necalificați, care de obicei locuiau la periferia orașelor, în locuințe insalubre și cu un venit care nu era în stare să le asigure familia.
Insuficiența brațelor de muncă a determinat utilizarea muncii minorilor și a femeilor la întreprinderile industriale. Dacă în prima jumătate a secolului al XIX-lea era interzisă munca minorilor sub vârsta de 9 ani, către anii 90, în unele state, este interzisă angajarea copiilor deja mai mici de 13 ani. În aceste condiții, perioada a fost redusă și ziua de muncă, pentru unele categorii, ea fiind de 10 ore pe zi. În imaginea alăturată, puteți vedea un grup de copii într-o fabrică de sticlă, realizată de fotograful Hein, care a inițiat o campanie contra folosirii copiilor ca forță de muncă. În fotografiile acestuia sunt reprezentați, de fapt, preponderent copiii care lucrau în fabrici, mine și agricultură, în condiții foarte periculoase. În condițiile Revoluției Industriale, un rol important l-au avut noile invenții, care și-au găsit aplicații în toate domeniile economice și activitățile umane. Una dintre aceste invenții este bicicleta. Strămoșul bicicletei, care o cunoaștem astăzi, este Drace, care a inventat mecanismul cu două roți din lemn, perfecționată continuu în mai multe state, iar aspectul de azi i-a fost redat în anul 1845 de inventatorul Milius. Dinamita este o altă invenție patentată în anul 1867, utilizată pe larg în domeniul militar. Locomobilele reprezentau mașini agricole care erau utilizate în agricultură pentru lucrări de secerat, treierat, înlocuind cai și munca manuală. Inventarea locomotivii cu aburi a marcat un moment important în istoria omenirii, Revoluția Industrială. Astfel, în locul vagoanelor trase de cai, apar trenurile propulsate de locomotive cu aburi. O altă invenție, la fel de importantă, care a contribuit la păstrarea și transmiterea informației, a fost fotografia. Prima a fost realizată în anul 1826, care surprinde câteva clădiri ale unor ferme din Franța. Invenția a fost preluată mai târziu, în anul 1839, și este considerată oficial anul acestei invenții. Printre alte descoperiri științifice și invenții tehnice care au schimbat viața omului, pot fi menționate și bateria electrică, inducția electromagnetică, alfabetul pentru transmiterea informației, chibritul, tabelul periodic, telefonul, mitraliera, motorul cu benzină, razele X. Transportul maritim și terestru a suferit și el un șir de schimbări. Robert Fulton a construit primul vapor, Clermont, care era pus în mișcare de mașina cu abur, fără utilizarea vântului. Utilizarea vapoarelor a permis traversarea Oceanului Atlantic mai rapid decât vasele de pânză. Astfel, dacă în anul 1820 călătoria peste Oceanul Atlantic între Europa și America de Nord dura 30 de zile, către anul 1860 vapoarele au redus durata la doar 9 zile. Automobilul a schimbat și el radical viteza de deplasare a omului. Chiar dacă inițial a fost cu o viteză de deplasare foarte mică, cu timpul, ele au permis transportarea rapidă a mărfurilor și călătorilor și a contribuit la modernizarea șoselelor și creșterea lungimii acestora. În imaginea alăturată puteți identifica o fotografie a automobilului, construit pentru prima dată în anul 1885 și pentru care s-a acordat un brevet de invenție. În concluzie, menționăm că Revoluția Industrială a produs transformări radicale în viața omului din secolul al XIX-lea, prin saltul calitativ al forțelor de producție. În această perioadă se atestă progrese nu doar în economie, dar și în alte domenii, cum ar fi medicina, învățământul, cultura, determinate de un șir de descoperiri științifice și invenții tehnice. În cadrul acestui proces de modernizare, observăm că statele Europei de Vest și Statele Unite ale Americii se transformă treptat din societăți predominant rurale în societăți urbane cu o infrastructură bine dezvoltată și cu un număr mare de populație încadrat în sectorul industrial. De asemenea, au loc schimbări pozitive și în calitatea vieții, fiind reduse epidemiile, îmbunătățite condițiile igienice, care au dus la creșterea demografică și evidențierea urbanizării. Aici, lecția noastră s-a finalizat. Eu vă aștept data viitoare la un nou subiect, la fel de interesant.